Mai avem un set de echipamente care trebuie să ne vină. Alea sunt... Pătorul, anul trecut am jucat cu Givova ca și furnizor de echipamente. Dar anul ăsta am zis că totuși suntem în Liga 2, 1 la mână, 2 la mână, suntem în cu colegilor lui, le datorăm pentru faptul că reușim în sfârșit, după, la nivel național, în ceea ce privește fotbalul. Mă bucur din suflet. Eu am fost în tinerețe sportiv, am jucat fotbal, am fost pe stadioane ca mulți, de altfel dintre dumneavoastră, și bucurie mai mare decât să-ți vezi echipa evoluând în fața unui public numeros și în fața unor echipe valoroase, nu cred că există pentru un iubitor al sportului în general și al fotbalului în special. Mă bucur că, așa cum am promis acum un an de zile, atunci când am început să construim la un nivel înalt de performanță clubul FCM Baia Mare, am reușit promovarea la finalul sezonului. Nu vă ascund faptul că n-a fost o misiune ușoară. Ba din contră, la un moment dat începusem să avem emoții undeva pe la mijlocul returului. Nu pot decât să-mi asum o datorie de onoare pe care o am și pe care o să o am întotdeauna ca și președinte al clubului față de jucători și față de staff-ul clubului. Datorită lor s-a realizat acest obiectiv. Noi ca și staff, eu ca și președinte, am avut o implicare, hai să spun, mai mică din punctul ăsta de vedere. Meritul lor este al lor 100%, cu atât mai mult cu cât am traversat niște perioade destul de dificile. Dar în momentul în care lucrez cu oameni de caracter și cu oameni ambițioși, s-a dovedit faptul că orice obstacol poate să fie depășit. Cam când te duci mai sus, urmează un sezon mai greu, că așa este. Am avut, de fapt, sezonul oficial l-am început al alteri. Am reușit să ne calificăm în turul următor, turul 5 sau turul 4? Turul 5. În turul 5 al Cupei României. Ăsta este, să zic, avantajul echipelor care deja au ajuns la un nivel înalt de performanță. Nu mai trebuie să joace acele tururi cu echipe de Liga 4, cu echipe din județ și alte echipe mai slab clasate. Am avut ocazia să intrăm direct în turul 4 în Cupa României. Am întâlnit o echipă, nu ne-am așteptat să ne pună atât de multe probleme, deși fuseseram avertizați de către colegii noștri de la CSM Sighet că nu este o echipă comodă. A jucat pe un teren rău, a jucat aproape pe întuneric la finalul partidei când s-a executat loviturile de la 11 metri. Vă spun sincer că am avut emoții foarte mari. Mi-am dorit și unul dintre obiectivele pe care eu le-am fixat echipei este accederea în faza superioară a Cupei României, tocmai în ideea în care eu consider că această competiție, pe lângă faptul că este aducătoare de venituri pentru club, are și avantajul că poți, într-un timp relativ scurt, să aduci echipe foarte valoroase în Baia Mare. De la începutul mandatului meu ca și președinte, am spus că obiectivul meu numărul 1 în acest club este creșterea imaginii și vizibilității clubului, în special și a fotbalului în general, în județul Maramureș, a unui centru de copii și juniori care să ajungă la un moment dat până la nivel de academie. Amândouă obiectivele se obțin în timp. Știm foarte bine faptul că fotbalul în Baia Mare, ca și fenomen, deși este un fenomen de masă și răspândit la nivelul celor mai îndepărtate unghiere ale Băii Mari, la nivel profesionist n-a avut cea mai bună imagine, tocmai datorită lucrurilor care s-au întâmplat de-a lungul timpului și vorbim de vânzare de locuri, vorbim de scandaluri, vorbim de președinți implicați direct în alcătuirea formației și, mă rog, alte lucruri de genul ăsta. Oamenii nu vor să vadă așa ceva.
Oamenii vor să vadă o echipă care muncește, care este ambițioasă și care vrea să câștige. Oamenii nu vor cancanul, nu vor scandaluri. Ce derapaj în afara stadionului, și aici mă refer la viața privată, orice derapaj însemnând scandaluri, stare de ebrietate, întârziere în afara programului stabilit de către conducerea tehnică, se penalizează extrem de scump. Și aici mă refer, dacă bine țin minte, la o sumă de 2000 de lei. Asta este penalitatea pentru un sportiv. La a doua abatere se poate merge inclusiv până la rezilierea contractului. Un alt exemplu pe care vi-l dau, participarea la jocurile de noroc, sub orice formă, inclusiv, și aici nu mă refer doar la faptul că participă la jocuri de noroc, mă refer la faptul că nu au voie să intre într-o agenție de pariuri. Inclusiv faptul că intră într-o agenție de pariuri, se penalizează cu 10.000 de lei. Deci sunt niște sume, zic eu, considerabile. Nu avem salarii de 10.000 de lei la echipă, așa că ăla care este penalizat va trebui să plătească mai multe salarii. Dar sunt niște reguli pe care le-am impus eu, sunt reguli de conduită, pe care dacă le respectăm de bunăvoie, le respectăm de bunăvoie. Dacă nu le respectăm de bunăvoie, asta este, intervin penalitățile. Pe de altă parte, evident că există și bonificații pentru meciuri câștigate, pentru obiective atinse. Asta este normal să se întâmple la o echipă profesionistă. Avem primul meci și cel mai greu dintre toate. Părerea mea, eu aici vorbesc în numele meu personal, poate staff-ul și jucătorii au altă poziție, este dreptul lor. Din punctul meu de vedere, meciul de sâmbătă este cel mai greu. De ce? Pentru că venim după o perioadă de acumulări, și aici mă refer la perioada de pregătire, pentru că am avut suficient de multe probleme în perioada asta, pe care sperăm în zilele astea să le rezolvăm, și aici mă refer la cele financiare. Am primit asigurări din partea finanțatorului nostru principal, și anume Consiliul Local și Primăria Baia Mare, că lucrurile se vor rezolva. Și până acum n-am avut probleme. Au fost sincope. Nu zice nimeni că nu au fost sincope, dar până la urmă lucrurile au intrat pe făgașul normal de fiecare dată. Un al doilea motiv pentru care consider că este cel mai greu meci este faptul că este o echipă căzută din Liga 1, vorbim de FC Brașov, o echipă care și-a păstrat în mare lotul de anul trecut și o echipă care a declarat din start că vine la Baia Mare ca să câștige. Iar pentru noi, fiind primul meci, fiind o echipă de Liga 1, o să vedem, eu sper din suflet să depășim momentul cu bine. Eu am foarte mare încredere în lotul pe care l-am făcut. N-am să vorbesc despre lot, am să-l las pe Dorin să vorbească. În rest, dau. Acest lucru se datorează faptului că această echipă a ajuns într-un eșalon superior. Fiind o echipă tânără, în doar 3 ani de zile, sperăm ca parcursul nostru bun să nu se oprească aici și că obiectivele pe care ne le vom fixa de acum înainte să le îndeplinim mai departe. N-a fost o muncă ușoară, a fost o muncă grea din punctul meu de vedere, cu multe sincope de-a lungul acestui an al promovării. Îl felicit jucătorii, îl felicit angajații de la stadion, pentru că începând de la ei și până la președinte, toți au pus umărul la această promovare. Sperăm ca pe viitor să lucrăm mult mai bine. Formula s-a schimbat, din păcate, la nivelul lotului. Aici am reușit să mai aducem jucători de valoare pentru eșalonul la care suntem noi, chiar jucători cu meciuri în Liga 1. Ne dorim ca pe viitor la fel să aducem astfel de jucători, pentru că încet, încet sistemul competițional al Ligii a doua și a întâia se va schimba. Vor fi mulți jucători de valoare și fiind echipele mult mai puține, acest lucru se va condensa și va fi nevoie de astfel de jucători. Noi ne dorim ca pe viitor centrul nostru de juniori să crească cât mai mulți copii, pentru că Federația le-a dat dreptul la Liga 2 și la Liga 3 să-i folosească.
mă bucur acest lucru, iar din păcate la noi, fiind o perioadă neagră în fotbalul din Baia Mare și din Maramureș, nu prea avem astfel de jucători. În ultimul timp s-au înființat mai multe centre de copii, la fel se vede că în ultimul timp Maramureș are 3 echipe la nivelul Ligii a 3-a și Ligii a 2-a, mă refer la Baia Mare, Sighet și Recea. Acest lucru pe noi ne încântă, pentru că putem să aruncăm privirea și la celelalte două echipe care au posibilitatea să folosească mult mai mulți copii tineri decât noi. Mele 6, adică calificarea în play-off, este un obiectiv pe care ne-l asumăm începând de la mine, jucătorii și chiar și conducerea. Nu dorim ca FC Baia Mare să-și pună obiective mediocre, retrogradare sau cel mai rău ca să retrogradăm. Noi privim tot timpul în viitor, privim tot timpul cu încredere acest lucru, de aceea și trecutul acestei echipe este că pas cu pas ne-am ridicat și ne vom ridica și mai departe. Jucătorii care au rămas vechi și jucători și din Baia Mare sunt la un nivel destul de ridicat, ne dorim ca pe viitor toți jucători din Baia Mare să ajungă la echipă, dar deocamdată aceasta este posibilitatea. Aducerea unor jucători cu mai mare valoare de afară. La fel ne așteptăm la un joc foarte greu. Pentru noi nu doar meciul cu Brașov este greu, ci toate meciurile sunt grele. Din păcate, la meciul cu Brașov va fi o diferență probabil mai mare din punct de vedere al nivelelor, o echipă din Liga 1 care progredează și o echipă din Liga 3 care promovează. Prin ambiția, determinarea și disciplina jucătorilor noștri, sunt sigur că nu va fi nicio diferență și echipa cea mai bună să câștige sâmbătă. Ziua o să ne aștepte un sezon foarte dificil, având în vedere că o să ne măsurăm forțele cu echipe de tradiție, Universitatea Cluj, Gazmeta Media și FC Brașov. Și abia așteptăm să vedem care ne este adevărata valoare pentru acest sezon. Eu consider că avem un lot destul de bine închegat și vom face o figură foarte frumoasă în acest sezon. Cum vezi primul meci, debutul în Liga 2? Da, va fi un debut dificil pentru că întâlnim FC Brașov, o echipă cu tradiție și cu mulți ani în Liga 1, dar nu este frică de ei. Cu ambiție și determinare, eu zic că putem face un joc bun. Să dau ceva interviu aici, n-am înțeles. Nu. De ce m-ați chemat aici? Ca să vedem care sunt perspectivele fotbalului în Baia Mare. De asta m-ați chemat? În calitate de primar și reprezentant al autorității publice locale și finanțator principal. Aș vrea să știu cam câți bani obțineți din fonduri private, dacă tot mă chemați aici să mă puneți în fața camerelor de luat vederi, da? Dacă așa stau lucrurile. Vreau să știu câți bani luați din mediul privat. Din mediul privat anul trecut. Și pentru activități cultural, artistice și pentru activități sportive, nu doar pentru fotbal. Cu siguranță că ne dorim eficiență și respectarea legii în raport cu clubul de fotbal. Consiliul local va decide cât de mult se va implica în susținerea acestui sport. Mă așteptam ca astăzi să fim invitați aici și să ni se mulțumească pentru eforturile pe care le-a făcut municipiul Baia Mare, susținând 95% din buget. Am constatat că am venit aici ca să ni se spună altceva. Nu pot decât să le mulțumesc celor care au făcut aceste lucruri și sunt convins că vom putea să facem în Baia Mare, la nivelul fotbalului, ceea ce este corect de făcut. În primul rând să ne orientăm spre copii și juniori, pentru că aici este cel mai important lucru și baza cu adevărat solidă pe care o putem forma, și să construim pas cu pas o echipă care să fie performantă pentru chiar și pentru Liga Națională. Dar asta înseamnă că nu trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Mi-aș dori ca să existe parteneriate care să susțină activitatea acestui club. Mi-aș dori poate să generăm un club care să aibă în structura sa
și acționari, societăți private care să aducă un aport important la bugetul clubului, mi-aș dori foarte mult să nu fie considerați jucătorii niște asistați sociali. Mi-aș dori să fie niște oameni care să fie respectați pentru efortul pe care îl fac din punct de vedere sportiv. Mai puțin să generăm o platformă în zona fotbalului care să țină doar de un singur obiectiv, respectiv echipa aceasta care evoluează în Liga Secundă, și să facem o platformă largă care să însemne copii, juniori, activitățile în școli, dar, bineînțeles, ca fază finală și acest lucru și performanța acestui club. Vom analiza foarte atent bugetul. Am făcut eforturi majore în această perioadă să rectificăm bugetul și să acordăm o sumă considerabilă pentru funcționarea acestui club, în special pentru jucători și pentru a fi corect plătiți și a li se asigura condițiile. Dar gândul meu este legat de infrastructură, în primul rând. Sunt convins că toți ceilalți implicați în acest club își vor asuma responsabilitățile cu privire la funcționare. La dotare, aici e treaba noastră și, după cum bine știți, am făcut demersul la Compania Națională de Investiții pentru reabilitarea acestui stadion. Acum, în raport cu ceea ce am preluat de la Ministerul Tineretului și Sportului, cu terenul 2, respectiv cu vechea sală de sport, cu ștrandul și cu căminul de gimnastică, consider că e momentul să gândim un proiect aici integrat, în care să avem și baze sportive, și de agrement, și ștrand, poate chiar și o zonă de cazare. Nu doar pentru fotbal, bineînțeles. Nu ne raportăm doar la fotbal, ne raportăm la sport în general și la modalitatea în care putem să avem o astfel de bază care să aducă bani pentru municipiu. Nu vrem doar să cheltuim bani, vrem să și câștigăm bani pentru municipiu. Fiecare pas greșit va fi taxat. Consider că, rămânând cu picioarele pe pământ, cel mai important lucru este consolidarea acestei echipe în divizia secundă în acest moment. Bineînțeles, având ca perspectivă în următorii 2 ani, promovarea. Nu cred în lucruri care să funcționeze pompieristic de pe o zi pe alta. Cred că astăzi clubul trebuie să se consolideze, trebuie să-și consolideze bugetul și parteneriatele cu mediul privat de afaceri, pentru a nu depinde doar de bugetul municipiului, și mai apoi, bineînțeles, se poate evolua și în Liga Națională, sau ne putem gândi la Liga Națională. În acest moment, cu toată dorința noastră, a spectatorilor, a băimărenilor, trebuie să fim realiști și nu trebuie să le spunem oamenilor povești de dragul poveștilor. Trebuie să le spunem cetățenilor faptul că s-a făcut un pas important din divizia D în divizia C, din divizia C în divizia B. Deocamdată lucrurile trebuie să funcționeze consolidat, serios, coerent, și primul lucru trebuie să fie atenția pe care o acordăm sportivilor. Sunt lucruri care trebuie corect așezate, sunt lucruri care trebuiesc aduse la normalitate, oamenii trebuie să se pregătească corect, sportivii trebuie să se pregătească corect, trebuie să mănânce corect, trebuie să fie cazați civilizat, trebuie să-și ia salariile la timp. Astea sunt lucrurile care țin de performanță. Asta toată plătărea asta așa poate, până nu mai... Și dau cadre? Da, am și cadre. George, apă-ți rog.
Lau, mi-aduce la 3 scaune de sus, te rog jos să le pot duce. Ce plăcut chestia asta. După avem acțiuni de astfel 2 contra 3. Stesca!